Salut, sunt Robert și astăzi mi-am propus să vă aduc o rețetă super simplă și rapidă de cookies cu ciocolată, brownie cookies. După cum vedeți, filmăm într-un decor nou, să ne ziceți dacă vă place sau nu. Cookies ăștia merg super, super rapid. Principalul lucru este să urmăriți timingul de a-i prepara foarte exact și nu o să aveți probleme. Și timingul este ăsta. Într-un ibric o să topim 60 de grame de unt. Unt cu 82% grăsime, ca de obicei. Și peste acest unt o să punem 230 de grame de ciocolată, cât mai neagră. Eu am aici niște ciocolată de la Callebaut cu 75%. Deci 230 de grame de ciocolată. O să pun rețeta probabil aici, în partea mea stângă, partea voastră dreaptă. Bun, am pus ingredientele astea într-un ibric. O să le punem la topit pe baie de aburi. Și până atunci o să cântărim ingredientele uscate. O să rog pe colega mea, pe care nu o vedeți, dar e acolo, frumoasa Carmen. Poate într-o zi vă arăt pe Carmen. Pentru ingredientele uscate avem nevoie de, am rețeta scrisă acolo, după cum știți sunt un uituc și n-aș putea ține minte atâtea cantități. 94 de grame de făină cernută. Okay. 12 grame de cacao. Cacao cât mai neagră. Patru grame de praf de copt. Adică cam jumătate de linguriță. Bun. Și un praf de sare. Pe care le omogenizăm. Bun. Astea o să le punem deocamdată deoparte. Într-un bol de mixer planetar sau dacă nu aveți mixer planetar, într-un bol și faceți cu mixer de mână, o să punem două ouă mari, întregi. Opa. Și 140 de grame de zahăr, jumătate-jumătate, adică jumătate de cantitate zahăr alb, jumătate zahăr brun. Și 70 de zahăr brun. Și o esență de vanilie sau o linguriță de esență de vanilie sau niște vanilie. Bun. Până acum ar fi trebuit să se topească, s-au topit ingredientele, adică untul și ciocolata.
din momentul ăsta ele sunt calde, pentru că abia le-am luat de pe baia de aburi. Le lăsăm să se răcorească puțin și punem ouăle cu zahărul la bătut timp de 5 minute. Vă porniți un timer, care altfel nu o să știți când trec 5 minute, o să ziceți că a trecut și nu a trecut. Batem ouăle timp de 5 minute, până atunci se răcorește puțin ciocolata. O să adăugăm peste ouă și mai batem încă un minut. După aceea integrăm făina și ingredientele uscate. Și după aceea mai punem niște chipsuri de ciocolată și e cam gata. Cam ăsta e ritmul. Dacă le faceți exact în ordinea asta, nu prea aveți cum să greșiți. 5 minute la viteză medie. Bun. Ouăle noastre s-au bătut cam 5 minute. Acum o să adăugăm ciocolata care s-a răcit puțin, nu mai atât de fierbinte. O să adăugăm peste ouă și mai punem la mixat tot pe viteză medie încă un minut. Să vă puneți timer. Am terminat cu mixatul. Consistența trebuie să fie destul de groasă, să curgă foarte greu acest amestec. Acum o să integrăm uscatele, le turnăm direct peste. Și amestecăm ușor până... Asta pot să-l pun de aici, cred. Ba nu, că mai îmi trebuie. Nu pot să-l pun. Amestecăm ușor până nu mai avem făină uscată deloc. Toată făina să fie amestecată cu compoziția de ouă. Nu amestecați mai mult decât este necesar. Și acum o să adăugăm o să adăugăm 85 de grame de chipsuri de ciocolată. Asta este o ciocolată care la cuptor nu se topește și rămâne mai tare. Dacă nu aveți chipsuri de ciocolată, puteți să pur și simplu să mai adăugați niște ciocolată tăiată mărunt, dar tot așa să fie o ciocolată cât mai neagră, să aibă măcar 50% cacao. Și amestecăm iarăși până se integrează chipsurile în blat, foarte puțin, de 2-3 ori, cred că este suficient. Simplu, blatul nostru e gata, practic, luăm o tavă de copt pe care am întins hârtie de copt. Prietena noastră, forma spatula de înghețată și pur și simplu o să luăm din blat cu spatula de înghețată și o să punem pe tavă.
Când puneți să nu fie nici foarte înalt, pentru că nu o să se întindă foarte mult chips, cookies ăștia. O să rămână aproape la fel cum îi puneți. Deci să nu-i faceți nici foarte înalt, nici foarte plați, așa, mediu. Dacă nu aveți o cupă de înghețată din asta, puteți să folosiți o lingură, dar să încercați să le dați o formă cât mai rotundă. Ia să vedem. Poate mai mult. Așa, cred că e perfect. Și încerc să le dau din start o formă cât mai rotundă, ca atunci când cresc să rămână așa. Eu aici pe forma asta o să pun 6. Opa. Nu vreau să aglomerez, să se atingă între ei, dar nici să fie la distanță prea mare între ei, că v-am zis, nu cresc chiar atâta. Eu o să-mi iasă cam 8 cookies, pentru că îi fac un pic mai mari. Dacă îi faceți mai mici, voieți mai mulți. Tava asta doar 6 în cap și încă 2 voi pune pe o altă tavă. La sfârșit, dacă vreți, înainte să-i coaceți, nu la sfârșit, dacă vreți să folosiți câțiva fulgi de sare, eu am aici, v-am mai zis, sare Maldon, care îmi place foarte, foarte mult, așa că o să pun câțiva fulgi de sare deasupra, nu mă pot abține. După care îi băgăm în cuptor la 180 de grade, timp de 10 sau maxim 12 minute, în funcție de cât de mult vreți să-i coaceți. Sunt gata, au stat la mine la cuptor până la urmă tot 12 minute, pentru că după 10 minute suprafața, deși era lucioasă, nu se crăpase suficient de tare încă. După 12 minute par să fie perfecți, urmăriți cuptorul, puneți timerul la 10 minute și urmăriți cuptorul, e cel mai sigur. Îi lăsăm puțin pe masă să se răcească, pentru că atunci când îi scoatem din cuptor sunt foarte, foarte moi. Ciocolata este încă topită și foarte moale. După ce se răcesc foarte puțin, 2-3 minute, se pot scoate din tavă și o să-i pun pe un wire rack până se răcesc complet. Ia să vedem. Da. Arată. Ciocolată topită cu unt. Miros incredibil de bine. După cum v-am spus, a fost o rețetă super, super rapidă. Până așteptăm să se răcească, aveți timp să dați un like, un subscribe, faceți-o chiar acum, că pe urmă o să uitați. Bun, sper că v-a plăcut rețeta, să încercați neapărat. Sunt extraordinar de ciocolătoși, moi la interior, gumoși și un pic crunchy la exterior, sunt extraordinari. Să-mi povestiți neapărat dacă v-au plăcut. Salut și pe data viitoare!